Consiliul Județean Sibiu continuă dezvoltarea proiectelor care au drept țintă sprijinirea economiei și agriculturii. Președintele Ioan Cindrea intenționează să facă demersuri pentru înființarea de depozite pentru produsele agroalimentare. Producătorii se plâng că nu există astfel de depozite de a prelua produsele agroalimentare și să le sorteze, să le păstreze pe perioada de iarnă și să intre în relație directă cu marile lanțuri de magazine, cu supermarketurile. Și încercăm într-un parteneriat public-privat să dezvoltăm acest proiect, se lucrează la el. Avem exemple în acest sens în țară. Astfel, producătorii agricoli din zonă sunt sprijiniți în păstrarea, sortarea și desfacerea produselor. De asemenea, în zona Vurpărului există posibilitatea deschiderii unui depozit de legume-fructe. Sportul este o altă latură care se vrea dezvoltată în județul Sibiu, așa că și proiectele în acest domeniu sunt sprijinite de Consiliul Județean. Vor fi create în special pentru tineri competiții pe diverse discipline. Pentru sprijinul acordat Raliului Sibiului, Ioan Cindrea a primit o cupă de recunoștință din partea organizatorilor. Mii de mulțumiri și sper să continuăm această tradiție și la anul și să fie o etapă de campionat mondial în continuare. Da. Cred că sufletul acestei competiții este domnuitul și gloria și succesul îi se datorează în mare parte. Este modest ca întotdeauna. Am spus-o la calendarul acțiunilor sportive, o astfel de competiție sportivă nu poate să lipsească de pe agenda Consiliului Județean și va fi sprijinită. În spatele acestui raliu au fost săptămâni în care domnul Ito a fost cu specialiștii din drumuri, de la drumuri județene, să amenajeze toate drumurile județene. Și în entuziasmul nostru de a asfalta toate drumurile era să asfaltăm și cele prevăzute pentru raliu. Și ne-am propus să lăsăm câteva zeci de kilometri numai pentru raliu de macadam.